Stați cu convingere. Ce vă mai împingeți? Vă rugăm frumos. Chiar trebuie să vă împingem și noi vă împingem. Nu vrem să înțelegem cu nicio formă. Ce vă împingeți? Dați-vă un pic mai în formă. Primarul Constanței le-a dat pensionarilor un motiv în plus să stea la coadă. Magazinele destinate acestor au fost deschise marți în mai multe locații din municipiu și, așa cum era de așteptat, mii de persoane s-au adunat la ușa supermarketurilor ca să ia de pe rafturi produsele ieftine promise de edil. Căldura și îmbulzeala nu le-au făcut însă bine vârstnicilor. O femeie a leșinat după ce a stat mai bine de o oră în aglomerație. Soția mea. Da. Și am plecat fiind sărbătoare, hai să mergem. Și de cam nimeni bine, dar greșit, dar deci plecăm greu altfel. Nu, jumătate de oră. Am stat vreo oră, am stat vreo oră. Vreo oră. Da, căldura e mare, ce să faci, toată lumea e aici. Înghesuială? Da. Am voie să stau așa. Cât ați așteptat ca să intrați? Ei, eu de jumătate de oră am venit, n-am venit mai de dimineață, că nu pot să stau, nici n-am voie să stau în soare. După ore în șir de așteptat, oamenii au intrat în magazine cu gândul să se aprovizioneze cu tot felul de produse. Doar că cei mai mulți dintre ei au plecat așa cum au venit, cu mâna goală, pentru că prețurile sunt la fel ca în celelalte supermarketuri. Oamenii spun că nu se vor grăbi acum cu cumpărăturile pentru că ar putea să găsească aceleași alimente la prețuri și mai mici. Bună ziua, doamnă! Ce? A, n-ați cumpărat încă nimic? E tot același preț. La ce ați vrea să cumpărați? Nu știu ce ne convine. Ce? Așa, că aveam nevoie. Ați văzut ceva mai ieftin? N-am văzut nimic. Deocamdată roșii. Doar atât? Deocamdată, doar ce am intrat, știți că, să zicem, câteva sunt convenabile, dar câteva sunt exact ca la hipermarket. La fel. Alea de acolo. Eu banane am vrut, dar este imposibil. 5 și... Altele iar 5 și decât roșiile la 4 și castraveții la 2 și de încolo. Vezi cam scumpe. Foarte scumpe. Pentru noi, la 500 de lei pensie, nu merge. N-am cumpărat nimic, pe nici că trebuie să... Să descasiem. Da, să vedem. Magazinele sunt deschise în locațiile care pe timpul iernii găzduiesc cluburile pensionarilor. 7 astfel de magazine vor funcționa pe teritoriul municipiului Constanța.